Să determinăm x, y, două numere reale, astfel încât 2, x plus 2, 8 și x plus y să fie în progresie geometrică. În primul rând, o să punem condițiile de existență. Știm că într-o progresie geometrică nu încap termeni nuli. Deci, x plus 2 trebuie să fie diferit de 0 și x plus y de asemenea. Așadar, x trebuie să fie diferit de minus 2, iar y trebuie să fie diferit de minus x. Și atunci să revenim la 2x plus 2, 8 și x plus y. Aceștia trebuie să fie în progresie geometrică. Aceasta înseamnă că fiecare termen ce are doi vecini trebuie să aibă pătratul egal cu produsul vecinilor, adică x plus 2 la pătrat trebuie să fie 2 ori 8 și 8 la pătrat trebuie să fie x plus 2 pe lângă x plus y. Din prima relație, obținem că x plus 2 la pătrat, adică x pătrat plus 4x plus 4, trebuie să fie 16, deci x pătrat plus 4x minus 12 trebuie să fie 0. Această ecuație are rădăcinile minus 6 și 2 și atunci vom avea două cazuri. Primul caz, pentru x egal cu 2, înlocuind în a doua relație, obținem că 8 la pătrat e 2 plus 2, 4, ori 2 plus y, y plus 2. Și atunci y plus 2 este 8 la pătrat împărțit la 4, 16, deci y este 14. Și atunci o primă soluție este perechea 2, 14. Pe de altă parte, am văzut că x-ul ar putea să fie minus 6. Și atunci, din relația 2, obținem că 8 la pătrat este x plus 2 va fi minus 4, pe lângă x plus y, y minus 6. Deci, y minus 6 este 8 la pătrat împărțit la minus 4, minus 16, de unde rezultă y egal cu minus 10. Și atunci, minus 6 minus 10 este a doua soluție. Deci avem două soluții, 2, 14, respectiv minus 6, minus 10. Într-adevăr, în primul caz, 2x plus 2, 8 și x plus y vor fi 2, x-ul e 2, deci vine 2 plus 2, 4, 8 și x plus y în cazul de față este 16 și aceștia sunt în progresie geometrică cu rația 2. Iar în al doilea caz, cei patru termeni sunt 2, x plus 2 înseamnă minus 6 plus 2, deci minus 4, 8 și x plus y e minus 6 minus 10 minus 16. Iar aceștia sunt în progresie geometrică cu rația negativă, minus 2. Destul de simplu. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!